alături de mine doresc să invit pe prezentatorii acestui eveniment din această seară, pe Menuț Maximilian și pe Alexandru Deneș. Menuț și Sandu, haideți vă rog frumos pe scenă. Așa cum vă spuneam de fiecare dată, mie îmi plac poveștile de la început, iar referitor la evenimentele artistice, de data aceasta fiind evenimentele de iarnă, întotdeauna îmi place să se ocupe oamenii care știu să o facă, care sunt dedicați acestor obiceiuri și tocmai de aceea vreau ca ei să se ocupe de ceea ce urmează în această seară. Dar până atunci eu le mulțumesc că am și doi prieteni care sunt împreună cu noi aici la Spermezeu și care ori de câte ori îmi vin, nu-i întârzie. Domnul subprefect Zegrean, vă rog frumos să veniți până la noi, și domnul consilier județean Cristian Cârlig. Noi cei care mai facem și administrație vom vorbi puțin în seara aceasta și cei care se vor ocupa de dumneavoastră vor fi cu adevărat oameni care știu să facă lucrul acesta. Dar doresc ca înainte de orice domnul subprefect să ne transmită câteva gânduri, după care intrăm în toiul evenimentelor. Bună seara, prieteni! Este o onoare pentru mine și în acest an să pot să fiu alături de dumneavoastră la acest frumos eveniment. Este o sărbătoare deosebită. Este, aș putea să numesc, una din cele mai importante sărbători care urmează Crăciunul, însemnând, de fapt, speranța. Speranța mântuirii pentru toți. Sunt deosebit de bucuros. Vreau să vă asigur că din calitatea pe care o am la conducerea acestui județ, sunt alături de cetățenii acestei comune Spermezeu, alături de domnul primar și vom fi totdeauna când ne veți solicita alături de dumneavoastră. Vă doresc să aveți sărbători minunate, un Crăciun fericit și dacă nu ne vom întâlni anul ăsta, să aveți un an nou fericit, un an 2023. La mulți ani! Mulțumim tare mult, dragi cetățeni și dragi prieteni care sunteți în această dupămasă la târgul de la Spermezeu. Uneori îmi dau seama și poate și pentru mine sunt apăsătoare. Atunci când ne vorbesc cu oamenii care fac parte din funcții importante, parcă privim cu lehamite înspre ei. Doar că credeți-mă, de multe ori m-am întrebat despre acești oameni care vremelnic dețin funcții importante. Nu este simplu absolut deloc de la Spermezeu să te duci probabil la Sălivașul de Câmpie, de la Sălivașul de Câmpie să te duci la Rodna, de la Rodna să mergi înapoi la Târlișoa și întotdeauna am apreciat efortul pe care îl depun pentru a ajunge și pentru a transmite un gând de câteva minute. Nouă ne place într-adevăr de cele mai multe ori cel mai mult să spunem, da domnule, da păi lasă că ei sunt acolo în pozițiile lor. Ar putea foarte bine și liniștit să stea acasă, pe spate, să uite la un meci de fotbal, că la această oră este și un meci de fotbal și au ales totuși să fie împreună cu noi aici la Spermezeu, așa că domnule subprefect, vă mulțumim și doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă dea înțelepciune. Cât timp veți sta într-o funcție prin care aveți responsabilitate de a gestiona județul acesta din funcția de subprefect, să vă dea înțelepciune și să îl gestionați cu călăuzire din partea lui Dumnezeu. Multă sănătate și încă o dată mulțumesc. Așa cum spuneam, în dreapta mea este și consilierul județean Cristian Cârlig și avocat în Beclean și doresc ca și dânsul să ne transmită câteva cuvinte. Bună seara tuturor! Îi mulțumesc domnului primar pentru invitația pe care mi-a făcut-o astăzi. Pot să spun faptul că aici la dumneavoastră mă simt ca acasă, mai ales că mă cunosc cu majoritatea dintre dumneavoastră, având în vedere și profesia pe care o am. Pe domnul primar, pe Sorin, îl cunosc din anul 2008 și mi-aduc aminte că sloganul de campanie, primul slogan de campanie a fost acela știu, vreau și pot. Și văd că timp de 14 ani, domnul primar și-a îndeplinit cu brio acest slogan de campanie prin realizările pe care le-a făcut în cadrul comunei și pe care cred că le va face în continuare. Și eu vreau să vă doresc sărbători fericite și un an nou îmbelșugat. Mulțumesc de invitație! Mulțumesc tare mult, Cristi! Multă sănătate vă doresc și eu și mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi. Acum doresc să mai invit lângă noi și apoi vom coborâ pe scenă un om deosebit al satului Spermezeu care merită
când va urca pe scenă, să-l primim cu aplauze, părintele și directorul seminarului teologic de la Cluj, Liviu Vidican Mangi. Părinte, vă mulțumim din suflet, pentru că așa cum spuneam despre domnul suprefect și despre domnul avocat, aveți atâtea lucruri de făcut și ați fi putut fi în multe alte părți, dar în această seară, împreună cu minunații dumneavoastră copii pe care îi păstoriți cât Dumnezeu va îngădui, ați ales să fiți acasă la Spermezău împreună cu ei și eu, în calitate de primar, vă mulțumesc din suflet și doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă dea putere și călăuzire și înțelepciune. Domnul primar nu m-a anunțat că mă va urca pe scenă, vă mulțumesc. Dragi spermezeni, ce pot să vă spun? Iubesc satul ăsta, vă iubesc pe dumneavoastră, locuitorii acestui sat. Iar în acest an ne bucurăm foarte mult că am primit această invitație care ne onorează de a fi împreună cu elevii seminarului teologic ortodox, astăzi Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan, condus de preacucernicul părinte profesor Petru Stanciu, care m-a învățat să descifrez partiturile și iată de generații îi învață pe copiii care intră în școala noastră să cânte și să mângâie sufletele celor care își deschid inima către Dumnezeu. Vă mulțumesc! Încă o dată mulțumim noi din suflet pentru că așa cum a spus atunci când v-am invitat, a spus mă uit, verificăm pe program și dacă e cu putință, cu drag venim la Spermezău. Vă mulțumim din suflet și întotdeauna cu drag vă primim la noi la Spermezeu. Așa cum vă spuneam la Menuț e înghețat de fric, săracul. Îl înțelegem. Sărut mâinile, bună seara. Arată extraordinar de frumos acest loc. L-am văzut cu ochii larg deschiși când ne-am apropiat. Felicitări dumneavoastră, felicitări domnului primar Sorin Hognogi, care împreună cu Consiliul Local au gândit ceva cu totul și cu totul special pentru această perioadă. Să ne bucurăm, să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem sănătoși și să ne prețuim mai mult. Trăim într-o perioadă în care în capul tulbure al unora se amestecă lucrurile. Noi afirmăm cât se poate de răspicat. Suntem creștini, suntem români, ținem la tradițiile noastre, ținem la familia tradițională, ținem la bunătate, ținem la respect reciproc, ținem la toate lucrurile bine plăcute lui Dumnezeu. Vă dorim un Crăciun binecuvântat, vă dorim un an cât mai bun, sperăm să auzim, domnule primar, de reușite și în continuare, pentru că ne-ați obișnuit în anii în care ați păstorit această comună cu lucruri extraordinar de frumoase. Bazați-vă în continuare pe noi, suntem aproape și vă spunem cât se poate de limpede și de clar. Vă iubim, vă prețuim și vă așteptăm să veniți și la Bistrița, pentru că spunea Menuț mai devreme, și Bistrița arată frumos în această perioadă. Doamne ajută și toate cele bune! Mulțumim, domnule primar, pentru vizita făcută la Spermezeu. La deschiderea programului le transmiteam celor prezenți în locul acesta că uneori noi oamenii apreciem foarte puțin faptul că oameni din diferite poziții sau funcții fac eforturi extraordinar de mari pentru a ajunge și a transmite un mesaj. Și tocmai se adeverește că domnul primar al municipiului Bistrița a ajuns la Spermezeu tocmai de la șans, din celălalt capăt al județului. Vreau să vă spun că da, este un sacrificiu. Mulțumim din suflet pentru gândurile minunate, vă dorim și noi sărbători binecuvântate și așa cum spunea, să transmit și eu încă o dată. Doresc să avem sărbători binecuvântate de Dumnezeu, cu pace și liniște în casele și în sufletele noastre. Din nou împreună la o a treia ediție a Târgului de Crăciun de la Spermezeu. Cu ajutorul bunului Dumnezeu sperăm să petrecem câteva clipe minunate prin care să preamărim venirea în lume a Mântuitorului Iisus Hristos. Eu aș vrea, înainte de a demara această activitate, să vă readuc în memoria tuturor faptul că în urmă cu ceva ani, mai precis în data de 1989, 17-21 decembrie 1989,
România ieșea din bezna comunismului, România ieșea din bezna dictaturii, iar peste 1000 de oameni au murit pe străzile de la Timișoara, din București, din Sibiu, ca noi astăzi să fim liberi, să putem să ne bucurăm de aceste frumoase tradiții, să ne bucurăm de pace, de liniște și, dacă Bunul Dumnezeu va vrea, sperăm să putem să ajungem mulți ani de acum înainte în astfel de vremuri cu pace și cu iubire. Tineri, oameni în vârstă, femei, copii au murit pe străzile din Timișoara ca noi să fim liberi. Un pios omagiu vreau să aduc în aceste clipe, poate și datorită meseriei, profesiei pe care o am, să ne reamintim că acei oameni au murit pentru ca și noi astăzi să fim oameni liberi, să trăim într-o țară liberă, zic eu, frumoasă, și să putem să ne bucurăm de tradițiile care, iată, le putem duce mai departe, să le păstrăm și să le transmitem generațiilor care vor veni. Am deosebită onoare de a fi pe scenă pentru prima dată, cred, în viața mea, alături de unul dintre cei mai știuți ziariști de la noi din județ și din țară în același timp, Menuț Maximinian, care, într-adevăr, cum a spus domnul primar, este consăteanul nostru, este de-al nostru. Prin toate participările dumnealui la manifestările care se organizează la Spermezeu, eu zic că este un om de-al nostru, un om al văii. În continuare, el o să vă prezinte desfășurarea acestui eveniment din această seară, iar mâine din nou vă așteptăm cu mare drag să participați alături de noi la Târgul de Crăciun 2022 de la Spermezeu. Mulțumesc mult! Mulțumesc frumos! Slobod, Iacolin, da? Așa se zice pe la noi, slobod, slobod. De ești gazdă până în prag, că te colindăm cu drag și iară te bagă în casă și aprinde lumina masă, că-ți intră Hristos în casă. Cu un mănânc de busuioc să aibă gazda noroc, cu un mănânc de nintă creață să aibă gazda viață, tot mărgând și stând pe laiță. În versurile unei colinde pe care eu o știu de aici, de acasă. Bine v-am găsit! În primul rând, mulțumesc domnului primar pentru invitație. Sunt tare onorat să fiu alături de dumneavoastră, pentru că în cărțile mele, în conferințele mele de etnologie, vorbesc despre acest loc, Comuna Spermezeu și Valea Țibleșului. Și este o bucurie ca astăzi să fim împreună. Se spune despre colindători că sunt purtători de Hristos. De ce? Pentru că prin glasul lor vestesc nașterea Mântuitorului. Cu siguranță, astăzi împreună ne vom bucura de lucruri deosebite. Spermezeu arată deosebit, ca și o casă dinainte, împodobită frumos, este această piață și cu siguranță vom avea momente deosebite. Vă invităm să rămâneți alături de noi și să vă bucurați de astăzi deosebiți. Ceea ce se întâmplă astăzi aici, cu siguranță, ne va rămâne așa peste timp la sufletele noastre. Și dacă s-au aprins luminițele, domnul primar a făcut acest lucru, dacă s-au bucurat cei mici, acum ne bucurăm împreună de colinda noastră. Și vin în fața dumneavoastră corul de băieți al Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj, coordonat de profesor dr. Petru Stanciu. Și da, și eu mă mândresc cu foarte mulți oameni de pe Valea Țibleșului plecați în această lume mare și unul dintre ei este directorul seminarului de la Cluj și întotdeauna când îl văd îmi face o deosebită plăcere. Este foarte îndrăgit, foarte respectat în lumea aceasta, în lumea teologică, domnul profesor dr. Liviu Vidican Manci. Aveți oameni frumoși plecați departe, care revin cu drag în mijlocul dumneavoastră, dar mai ales dumneavoastră, cei care ați rămas aici, sunteți oameni deosebiți.